Bună seara, bine v-am găsit. Suntem într-o perioadă specială în care fiecare dintre noi așteptăm sărbătorile și tocmai de aceea ne-am gândit noi ca în aceste timpuri, în aceste zile, să venim în fața dumneavoastră, așa cum vă obișnuiam în fiecare an cu Gala Societății Scriitorilor din Bistrița Năsăud. Și vă propun ca anul acesta să începem această gală cu acordarea unui premiu de excelență in memoriam pentru cel care a fost președintele nostru al Societății Scriitorilor din Bistrița Năsăud, Andrei Moldovan, pentru volumul Cărți și autorii din județul Bistrița Năsăud, apărut la editura Școala Ardeleană. Și rog să ne spună câteva cuvinte despre această carte care a fost lansată și la Târgu de la Cluj, a fost lansată și la Beclean, pe editor, pe Vasile George Dâncu. E greu de vorbit despre Andrei, prietenul nostru, despre domnul profesor Andrei Moldovan. A fost un om serios. Ce mi-a plăcut în această carte, dincolo de cartea în sine scrisă de autor, bineînțeles, apărând postum, sunt aici, are un capitol de final, are un care se numește Gânduri spre cer, unde Irina Petraș, Adrian Popescu, Părintele Cândea, Rațiu, Nuș Felean, Aurel Podaru, Vasile Filip, Picu Crăciun, Andreea Hedeș, Vasile Vidican, Cornel Cotuțiu, scriu despre Andrei Moldovan. Scriu după ce a plecat dintre noi. Ce mi-a plăcut, repet, la această carte și la acest capitol de evocare al lui Andrei Moldovan? Toate textele acestea sunt sincere. Înseamnă că Andrei Moldovan ne-a obligat să fim sinceri, să fim serioși, așa cum a fost el, să fim buni, așa cum a fost el, ne-a obligat la această disciplină grănicerească cu care el ne-a obișnuit. Și am fost sinceri pentru că aveam ce să scriem și cum să scriem despre acest om. Nimic de curtoazie, nimic de obligație, totul pornind dintr-un sentiment de părere de rău că nu mai este printre noi. E prima lui carte postumă, Cărți și autori din Bistrița Năsăud, îngrijită de Menuț Maximinian. Vor urma și altele, din câte știu eu. Se va vorbi la timpul potrivit despre aceste cărți. Vor fi și alte surprize. Am vorbit și eu și dumneavoastră cu Menuț să facem cât mai multe și pentru a păstra memoria profesorului Andrei Moldovan, fostul președinte al societății noastre. Pentru Andrei Moldovan, noi bistrițenii nu am făcut nici multe, nici puține. Ne-am comportat obișnuit. Puteam mai mult. Așa închei eu un gând către și despre Andrei Moldovan. Vă mulțumesc. Da, mai menționăm faptul că este deja în lucru volumul Romanele Poeților, care va fi foarte interesant, cu siguranță, pentru că este un proiect important pentru Andrei Moldovan și un proiect de suflet al lui. Va apărea probabil prin ianuarie și în momentul respectiv vom vorbi și despre această carte și alte proiecte. Iată, ne-am angajat împreună cu George Vasile Dâncu și cu fiul scriitorului, să ducem mai departe moștenirea lui. Mulțumim frumos! Acesta este un premiu așa de suflet pentru memoria celui care atâția ani ne-a ghidat și a avut grijă ca literatura din județul Bistrița Năsăud să fie așezată așa cum trebuie. Literatura bună, bineînțeles, pentru că avea grijă unde vedea un de sclipire, avea grijă ca acei oameni să fie promovați așa cum trebuie. Mergem mai departe și vă propun din seria premiilor ce le vom acorda anul acesta. O să anunț și juriul la un moment dat. Din seria premiilor ce le vom acorda anul acesta să începem cu un premiu mai special, un premiu care se acordă
unui scriitor apropiat județului, care nu face parte din Societatea Scriitorilor din Bistrița Năsăud. În Societatea Scriitorilor din Bistrița Năsăud fac parte de obicei scriitori născuți pe aceste meleaguri. Și premiul acesta va fi acordat, premiul se numește Radu Petrescu, va fi acordat domnului profesor universitar Mircea Mutu pentru întreaga exegeză rebreniană și colaborarea cu județul Bistrița Năsăud și rog pe domnul Olimp Nușfelean să facă un laudațiu pentru domnul Mircea Mutu. Intervenția mea, voi zice după ce vă spun tuturor bună seara. Intervenția mea e încărcată de o anume subiectivitate și emoție, pentru că e vorba aici, avem în față un clasic al literaturii, Liviu Rebreanu, pe care noi, bistrițenii, îl abordăm și cu o anumită notă de patriotism local. E vorba de o operă care reglează oarecum sau inspiră într-un fel cercetarea domnului profesor. E vorba de Nicolae Gheran, care este un apropiat al județului și desigur de domnul profesor Mircea Mutu, care cândva mi-a fost profesor, că era pe la începutul carierei, era asistent și făceam niște seminarii foarte frumoase, mi-au rămas în amintire foarte frumoase, dinamice, pentru că îmi plăcea acolo că dialogam cu domnul profesor, dialogam cu colegii, înscriindu-se între figurile, nu o să le numesc pe toate, ale filologiei clujene, cum e domnul Ion Vlad, cum regretatul domnul profesor Mircea Zaciu, Leon Bakonski, Ion Pop, cu care făceam un curs, am făcut un curs de poezie și alții. Cartea despre care vorbim acum și care a fost, iată, luată în atenție de juriul Societății Scriitorilor din Bistrița Năsăud, este una dedicată operei, aproximării operei lui Liviu Rebreanu. Este vorba de Mircea Mutu, Liviu Rebreanu sau Paradoxul Organicului. E o temă incitantă, e aici ediția pe care o avem în vedere, este a treia, dacă rețin bine, vine după edițiile din 1993-1998, apărute la editura Dacia. Abordarea, sau mai mult, ideea cuprinderii acestei organicități a operei rebreniene, unde acest organic este conceput ca fiind alcătuit dintr-o trinitate, viața, unde intră om și pământ, istorie și timpul mare al evoluției existenței, opera ca atare sau teoria. Pentru că Liviu Rebreanu era perceput ca romancier, mai puțin sau mai târziu ca autor de confesiuni și de scriitor interesat de teoria operei, de teoria literaturii pe care o avea, pe care și-a exprimat-o, dar poate că insuficient cuprinsă. Însă domnul profesor vine cu această viziune integratoare, să zicem, a operei și surprinde, la un moment dat chiar ziceam, am scris undeva într-un articol despre cazul acestui Liviu Rebreanu și ca și al lui Eminescu, care oarecum vine în contratimp cu ideile estetice. Un balzacian care intră în modernism și dezvoltă modernismul sau Eminescu. E o mare
ambiție, să spunem, a scriitorului român care vrea să-și desăvârșească opera, să o vadă rotundă, așezată într-o evoluție care reprezintă o existență, reprezintă până la urmă și un popor. Domnul, bun, sunt foarte multe, pot fi spuse despre această carte și doar cuvântul lămuritor de la începutul ediției asta sau în preambulul la lucrare semnat de domnul profesor, ar putea fi spuse foarte multe lucruri incitante. De fapt, poate ziceam la un moment dat că domnul profesor, încercând să-și definească cartea, lucrarea, eseul, să-l situeze în contextul exegetic în care e așezat opera lui Liviu Rebreanu. A oprit microfonul, se pare, domnul. Acum, da. S-a auzit până acum? S-a auzit. Deci, Nicolae Gheran, dacă nu ar fi avut, nu ar fi făcut, nu și-ar fi dedicat aproape întreaga viață editării operei lui Rebreanu, poate nici cercetătorii n-ar fi avut suficient material ca să aprofundeze opera acestea și ar fi rămas exegeza lui mult mai săracă. Este un moment oarecum de cotitură și atunci când a apărut cartea, prima ediție, am citit-o cu mare interes. Dar, cum spune și domnul profesor, abordarea lui Liviu Rebreanu încă nu este încheiată. Sunt o serie de teme care se deschid în continuare și poate fi socotit această lucrare de față despre care vorbim ca un punct care marchează o tură sau o mișcare de percepție a operei rebreniene și ar mai fi deci de cercetat în continuare transilvanismul acestui romancier. De exemplu, reprezentarea diferită a tragicului, racordarea personajelor la tipologia literaturii europene sau idei legate de natura simbolului în opera lui Liviu Rebreanu și altele. În lucrarea vine și în contextul pe care domnul profesor îl numește al cercetării efectuate de unii critici care, precum Ion Simuț, eventual Lucian Raicu, Liviu Malița, Adrian din Urachieru, Constantin Cubleșan sau Dan Mănucă. În lucrarea, cred că își va continua această existență sau înscrierea într-o durată legată și de a se menține în interesul studenților, a filologilor, a literaților, a cercetătorilor, dar și pentru publicul mai larg, care poate la ora actuală îl percepe ca restrângându-se, dar acesta nu se restrânge, așa cum nu se restrânge interesul pe care îl poate stârni în continuare opera lui Liviu Rebreanu. Ea încă este inepuizabilă și acest lucru îl demonstrează lucrarea de față. Rebreanu, cum spune domnul Mircea Mutu, este un scriitor pentru timpul viitor. Înscris în destinul marilor clasici, dar care a reușit să fie contemporan al nostru. E o carte
nu știu cum ar zice domnul Nicolae Gheran, o carte exactă, o carte cinstită, dar în același timp purtată, pătrunsă de suflul, de un suflu eseistic seducător. Îl așteptăm pe domnul profesor în continuare pe temele acestea cu care ne-a obișnuit, pe definirea, aprofundarea sau continuare a balcanismului, dar și efectuarea criticii de întâmpinare și, de asemenea, să-și continuă creația, să-și continue creația de poet. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Olimpiu! Sperăm să facem și un supliment special cu premiile și cu cuvintele dumneavoastră, a celor care faceți laudație răsunetul cultural, să vedem cum ne gândim la un proiect frumos ca să fie un număr de sărbătoare, pentru că răsunetul cultural, cred că în ultima perioadă, și-a găsit și el un loc pe piața literară. Domnul profesor Mircea Mutu, vă ascultăm cu drag. Da. Olimpiu, îți mulțumesc frumos pentru cuvintele pe care ni le-ai spus. Trebuie să știți că de Liviu Rebreanu m-am ocupat de mai mult timp. Adică în 1976 eu am scos în colecția patronată de Mircea Zaciu, am scos Amalgamul lui Rebreanu și bineînțeles că bunul nostru prieten Nicolae Gheran m-a și tras de urechi că am uitat să spun acolo câteva lucruri despre teismul lui Rebreanu, dar nu se putea pentru că cenzura le-au scos toate aceste elemente, nu multe, dar punctul de plecare a fost efectiv 1976. Pe urmă a urmat 1993, a urmat prima versiune a studiului despre Rebreanu și ceea ce spunea Olimpiu a strecurat un cuvânt, transilvanismul. E bine, nu întâmplător am făcut acest lucru, deci scriind despre Liviu Rebreanu, în primul rând că mi-a plăcut foarte mult. Am citit cam tot ce am putut să citesc vis-a-vis de jurnal și de creația literară, dar cunosc foarte bine opera lui Pavel Dan, cunosc ceea ce a dat această zonă în literatura română, tocmai pentru că eu pregătesc și un studiu de sinteză, Via Transilvanică, și care cuprinde, de fapt, o încercare și de mozaic, dacă doriți, dar o sinteză, așa, are vreo 600 de pagini, mai cam cât avea balcanismul românesc la noi, 700 de pagini și pe urmă și grație directorului, șefului nostru de la Cluj și care este aici, Vasile Dâncu, să scot anul trecut și tratatul de estetică. Estetica sau Melcu și Cochilia. De bine, sunt cărți mari, sunt voluminoase, dar vis-a-vis de transilvanism am de mult am început să lucrez la această carte, iar Rebreanu este fundamental în ceea ce am gândit eu ca să o structurez. Dar aici intră și alții, repet, intră și Pavel Dan, intră Coșbuc, care a fost editat, a fost s-a bucurat opera lui de niște interpretări foarte frumoase și de către Petre Pant și de către omul nostru care din păcate s-a stins, așa cum spunea
cum spunea înainte Vasile. Dar, oricum, nu sunt niște valori extraordinar de importante pentru noi și ele trebuie, e normal ca să fie în continuare cultivate, pentru că lucrurile încep să se absimt eu, că încep iară să se schimbe, poate chiar împotriva noastră și împotriva acestei zone din Europa. Și atunci e firesc cumva ca să punem pe tavă ca lumea aceste valori, indiferent că este vorba de poezie, de proză sau de eseistică. Și în materie de eseistică este iarăși, stă foarte bine. Vă mulțumesc foarte mult, îi mulțumesc lui Olimpiu și îmi pare rău că n-am mai publicat în Mișcarea Literară, pentru că acolo parcă îmi lua cineva un interviu despre transilvanism, așa. Și sigur, lucrurile merg în continuare, numai să avem sănătate, să avem timp să lucrăm și să ne lase de ceilalți în pace, ca să putem să ne vedem de treabă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim frumos! Ne bucur! Mă auziți și pe mine, Menuț? Vă auzim, perfect! Mă bucur, mă bucur! Am reușit și eu să intru pe parcurs. Bună seara tuturor! Domnul profesor, și aveți stima și respectul nostru a bistrițenilor. Vă propun să mergem mai departe cu premiul Andrei Mureșanu pentru poezie. Iarăși, anul acesta, cumva in memoriam, pentru doi membri de bază și de vază ai Societății Scriitorilor din Bistrița Năsăud. Și începem cu Vasile Dâncu, Poeme din topor, a apărut această antologie la editura Școala Ardeleană și rugăm pe George Vasile Dâncu să ne spună câteva cuvinte. Din nou o să vorbesc. Mă bucur că v-ați gândit la domnul profesor Mircea Mutu, fac o paranteză scurtă, și cartea de comentată frumos aici online de Olimpiu Nușfelean. Noi am editat-o într-o ediție definitivă și de lux și e o treabă serioasă. Continuăm să edităm cărțile domnului profesor. Aceasta a apărut anul trecut, tratatul de estetică anul acesta. Urmează alte lucruri, comentariul la Tinerețe fără bătrânețe, la celebru bazm, și eu aștept și mă bucur foarte mult de proiectul domniei sale. Pe lângă balcanismul, estetismul, vine cu transilvanismul. Acel tratat despre tot ceea ce înseamnă spiritul transilvan în cultura și civilizația românească, cred că va fi o treabă memorabilă, un proiect editorial, și domnul Vesel lucrează la el și sper să-l ducă la bun sfârșit. Cu siguranță și atunci veți fi premiat de bistrițeni, că atingeți lucruri interesante și atingeți și lucruri grănicerești acolo în literatura română, domnule profesor, vă felicit. Tot acolo, din câte am văzut sumarul, că l-am mai discutat, e și mă bucur de treaba asta, este și poetul autodidact Vasile Dâncu. Văd că parcă sunt pe post de pop acum, numai la parastase vorbesc așa. O să vorbesc de... Are un loc în acea carte despre transilvanism și Vasile Dâncu. Vasile Dâncu, poetul nostru, Bade Vasile, care spunea la un moment dat, când stăteam noi la multe pahare de vorbă, și spunea, zice, eu nu mai înțeleg nimic, zice,
consătenii mei îmi spun domnul Dâncu și scritorii de la oraș îmi spun Badea Vasile. Asta e paradoxul acestui poet autodidact cu 4 clase care și-a depășit condiția să nu poți, din motive obiective, urma școli, să ai norocul de a avea niște un dascăl acolo în sat, să te îndrume și să scrii o asemenea poezie care intră în istoria literaturii române pe raftul întâi. E o poveste, o anecdotă când a trimis, era mai tânăr și înainte de a apărea volumul de cântece, poetul Vasile Dâncu a scris o scrisoare către revista Tribuna și s-a citit-o Dere Popescu și aceasta sunt eu, poet din Runcu Salvei, mă ocup de apicultură și de tăia lemne, mai și scriu și citesc și acestea sunt poemele, dacă doriți le publicați. Dere Popescu, care mai avusese în experiența lui de redactor niște necazuri când au semnat alții poeme din clasici, au prins redactorii, atunci a spus, domnule, această poezie nu e scrisă de un țăran. E prea cu trimiteri la livrești, la lecturi fundamentale. Nu e scrisă de un țăran. Și l-a trimis pe Constantin Cubreșan să vadă într-adevăr dacă omul există. Omul era acolo țăran, l-a așteptat pe Titi Cubreșan și a venit omul, zice, este acolo la Runcu Salve, el e omul, citește, n-are școală, dar citește, de la filozofie până la ultimele cărți de istorie și civilizație. Bun. E un model că se poate face și fără școală, bineînțeles, l-a avut model pe Jack London. Dacă probabil nu era Jack London, nu era nici Vasile Dâncu, așa spune el. Și se poate face și fără școală o operă, se poate construi o operă, se poate face să stai doar în acel sat, să nu mergi decât când ai o treabă în deplasare, în delegație și să stai în toată viața în acel sat pe un deal, se poate construi o operă oriunde, dacă ai tenacitate, dacă ești puternic și dacă iubești literatura. Sunt multe cazuri de genul ăsta. Cred că în România el este unicul. Și o altă anecdotă, când a intrat în Uniunea Scriitorilor, vreau să-i dea o pensie la Uniunea Scriitorilor, dar el n-a avut niciodată pensie și a venit o scrisoare în care primește jumate din 0 lei, neavând nicio sursă de venit și a primit, zice, veți primi în continuare, dat fiind faptul că ați intrat în Uniunea Scriitorilor, primiți jumate din 0 lei, cât ați avut până acum și cât aveți pensia. Cam atâta despre Badea Vasile. Trebuie să anunț că a apărut în traducerea lui Jean Ponce, care a venit la Runc și l-a cunoscut pe bătrânul de două ori, traducătorul lui Blaga în limba franceză, l-a tradus și pe bătrânul Dâncu și a apărut la Jacques André, editor la Lyon, o antologie foarte frumoasă și e o surpriză plăcută pentru francezi, poezia lui Vasile Dâncu. Anul acesta a apărut Cântecul satului, ediție bilingvă în traducerea lui Jean Ponce, cu niște imagini extraordinare a unui pictor francez după fotografii din Runcu Salvei și, nu în ultimul rând, Poeme din topor, cartea lui postumă, un volum inedit, 2009-2014. Continuă poezia lui în tonuri transilvane, elegiace, dar se vede un pic poezia socială, care a fost și în alte volume mai noi, și, cum să spun eu, o dâră, un fir roșu al apropierii de moarte. Simțea că va pleca probabil. Aici se vede
în această carte. Și am vorbit prea mult de Vasile Dâncu, dar merită omul. Și e un desen în această carte făcut de Murivale, foarte bine surprins. Și dați-mi voie să citesc un poem, dacă e poet. Îmi cer iertare că am vorbit mult și trebuia în câteva minute să epuizez totul, dar personajul e fabulos. Și poezia e mare de tot. Noi ăștia trecuți prin catedre, pe la universități, încercăm să scriem, încercăm să găurim și noi cerul cu puș de lemn și vine un autodidact din Runcu Salvei și ne ia caimacul. Cam asta e Vasile Dâncu. Iată una din dovezi. Cântec livresc. Citim și scriem, scriem și citim. E ușor a face cărți din cărți. Nădăjduim că nu-i departe ziua când cu tomul nostru vom da lovitura. Nu ne place a crede cum că truda noastră e umbra palidă a cărților citite. Undeva, departe, peste coline ce se pierd în fum, bătrânul hidalg încă rătăcește. El nu mâzgălește, înfăptuiește ceea ce a citit. Vă mulțumesc! Și iată cum Vasile Dâncu e alături de noi și membrii noștri și de acolo, de undeva, dintr-o stea, sunt alături de noi prin poezii. Și cred că și gesturile noastre mărunte de a nu-i uita sunt binevenite acum în pragul sărbătorilor. Un alt volum premiat, tot premiul Andrei Mureșanu pentru poezie, Ion Urcan, Secundele Melcului, antologie, editura Școala Ardeleană, lansat această carte, dacă dumneavoastră ați urmărit, dacă nu este pe pagina de Facebook a editurii Școala Ardeleană, lansată miercuri. O rugăm pe doamna Ileana Urcan să ne spună câteva cuvinte despre carte și despre domnul Urcan. Bună seara, în primul rând. Bună seara. Eu m-am străduit să împlinesc o dorință a poetului și a scriitorului Ion Urcan, a soțului meu. M-am străduit și din disperare și din dragoste. Am încercat să depun un efort care, cum ar veni, aproape că m-ar fi depășit prin complexitate, pentru că trebuie să mărturisesc, n-am făcut niciodată așa ceva, e pentru prima oară, dar întotdeauna trebuie să existe o prima dată, o prima oară. Și știind că și-a dorit atât de mult să realizeze o antologie lirică, știind că se apucase și-mi citise unele poeme din ceea ce urma să scrie, am încercat să duc la capăt eu, din păcate costum pentru el, acest lucru. Cartea are un titlu pe care l-a dat domnul profesor Ion Pop, așa cum s-a discutat și zilele trecute, miercuri aceasta. Eu, de fapt, acest titlu de Secundele Melcului provine de la un subcapitol din Adulvum Delfini, primul său volum de poezie, apărut în 1994. Eu inițial, probabil sub imperiul pierderii pe care am suferit-o, știind că s-a născut între două echinocțiuri, 21 și a murit tot la un echinocțiu, eu m-am hotărât atunci să pun un asemenea titlu, între echinocțiuri.
domnul profesor s-a hotărât altceva și am fost de acord cu hotărârea dânsului. Această antologie este structurată în patru părți. Prima parte, exerciții lirice, și se referă la, deci cuprinde anii 1972-1987. Primul text este unul scurt, Creion, din scris pe când poetul avea 17 ani. Deci această primă parte a antologiei cuprinde poeme pe care le-a scris în tinerețe, la 17, 18 și așa mai departe, până când și în anii de facultate am băgat pe calculator, de fapt, poeme din revistele din Apostrof, din Batra, din alte reviste din care au publicat și o altă secvență este aceea a volumului, este Ad Usum Delphini, deci poeme care se fac parte din Ad Usum Delphini. O a treia secvență pe care o cuprinde antologia, poeme incluse în O seară la restaurant, volum pe care l-a publicat în 2016. A patra secvență ar fi aceea referitoare la anii 2017-2019, care cuprinde doar 9 poeme. Sunt ultimele poeme pe care le-a scris poetul Ion Urcan. Titlul acestei secțiuni l-am dat oarecum în manieră lovineștiană, i-am dat titlul de acord final. Și bineînțeles, la sfârșitul antologiei am pus referințele critice, am selectat cele mai speciale, mi s-au părut mie. Bineînțeles că întotdeauna suntem subiectivi, dar ce să facem, asta este. Ce aș mai putea să spun, ca să nu lungesc prea mult vorba? Ilustrația de pe copertă îmi aparține, tabloul se află oarecum acolo, da? Este o pictură pe pânză. O acuarelă pe pânză care se numește Pasărea Lunii. Și așa cum am spus și data trecută, am dorit ca măcar astfel să îmi pot însoți în mod simbolic în această lume soțul, să fim amândoi. Cam aceste lucruri în inimare aș putea să le spun. Mulțumim, poate ne citiți și o poezie. Așa. Da, dar era bine dacă m-ați fi sunat înainte și să... Da, o să vă citesc. Da, din volum, din antologie. Da, da, da. 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 Trebuie să mi se spună să aleg. Oricare dintre poezii, că toate sunt frumoase. Da, da, da. Eu o să citesc un text care pe mine m-a tulburat și atunci, mă tulbură și acum, de fapt, tot ceea ce ține de un urcan mă tulbură și mă întristează și îmi pare rău că totul se întâmplă postum. E unul dintre puținele poeme de dragoste pe care le-a scris urcan.
E vorba, în fond, despre o iubită și despre o toamnă. Deși miercuri a citit o doamnă actriță această poezie, îmi permiteți, vă rog frumos, să o citesc și eu, dacă se poate. Oricum a spus că pot să ascultăm. Orice. Poezia se numește Tot mai departe. Iubito, în case toamnele se aud și sure ceruri turmele de ploi. N-a mai rămas o seară pentru noi sub zborul curcubeilor spre sud. În drum spre tine a răsărit un deal sub care mișcă încă o fosilă. În craniul meu, regina de argilă și închide noaptea rochia de bal. Un fulger moale-mi alunecă pe mână și văd desfrâul știmelor pe lac. Se închide în ou o pasăre bătrână, în vechi semințe vânturi de zac. Se lasă în pietre erele pe o rână, sub stelele străine mi-e somn și vreau să fac. Mulțumim frumos, mulțumim și trebuie să subliniem faptul că am... Pentru acest prilej. Mulțumim. Ion Urcan și Vasile Dâncu sunt doi poeți foarte importanți ai județului nostru. Și de aceea și aceste două premii au fost acordate acum. Poate anul viitor ne vom gândi și la Bosbiciu, pentru că și el a fost un poet foarte important. Vom vedea cum vor decurge lucrurile. Vreau să vă spun și că vă pomeneam cine au fost oamenii care au făcut parte din juriu. Icu Crăciun, vicepreședinte al Societății Scriitorilor, și Virgil Rațiu, la fel vicepreședinte, de asemenea tânărul critic Vasile Vidican, și mereu aproape de noi este doamna Irina Petraș, care este președinta filialei Clujene a Uniunii Scriitorilor și este președinta de onoare a Societății Scriitorilor din Bistrița Năsăud. Și George Vasile Dâncu nu a făcut parte din juriu, pentru că noi, bistrițeni, o parte dintre noi, cărțile bune de la Bistrița se tipăresc la editura Școala Ardeleană, ce să mai spunem. Și atunci el așa a preferat și a fost și corect să nu facă parte din juriu, s-a retras din juriu și el este vicepreședinte al Societății Scriitorilor din Bistrița Năsăud. Mergem mai departe cu premiul Gavril Scridon pentru critică, istorie literară și eseu, Mircea Gelu Buta, și o carte foarte comentată în toate revistele de la România Literară, în foarte multă presă culturală de calitate din țară s-a vorbit despre această carte, Urme ale unor oameni de seamă, editura Școala Ardeleană, și rugăm pe domnul Zorin Diaconescu să ne facă o laudație. Demersul lui Mircea Gelu Buta urmează o linie filozofică clasică, aș spune, urmând exemplul școlii kantiene, care Immanuel Kant demonstra existența lui Dumnezeu prin însuși Dumnezeu. Adică conceptul de Dumnezeu este la fel de important dacă există sau dacă nu există. Același principiu al logicii kantiene aplică Mircea Gelu Buta celor care au locuit, au trecut, s-au născut sau au creat în Bistrița. Mă refer la câteva personalități marcante care, indiferent că sunt contemporani cu noi sau nu, existența lor este aceeași, egală cu sine și ne marchează prezentul. În măsura în care acest prezent continuă sau nu să fie autentic. Și aici, la demersul lui Mircea Buta, se adaugă încă două nivele foarte importante. Primul este acel al
Republicii Populare devenită Republică Socialistă, o structură statală de model sovietic impusă prin forța armelor în România, care a avut o ideologie oficială, o ideologie care în foarte multe privințe dorea să pornească pe principii proletcultiste, adică să facă tabula rasa. Nu a reușit întru totul, a încercat să păstreze totuși anumite repere, dar le-a filtrat printr-o cenzură ideologică riguroasă. Și de aceea foarte mulți din cei pe care îi pomenește Mircea Gelu Buta în cartea sa au ajuns la noi într-o manieră ciuntită, doar fragmentar și doar din acele aspecte care corespundeau ideologiei oficiale. Bineînțeles, jumătățile de adevăr sunt o imagine falsă, de multe ori mai periculoasă decât un neadevăr evident, cras. Al doilea filtru care se impune este de dată foarte recentă. Lucrarea lui Mircea Gelu Buta este riguros documentată și ne învață și pe noi să nu acceptăm ceva care ne este oferit de-a gata, ci să mergem la surse, să le consultăm și să ne documentăm. Un lucru care în ziua de astăzi se face tot mai puțin. Asta și datorită condițiilor materiale, adică pe de o parte ușurința cu care vine informația la noi datorită tehnologiei, exemplu ceea ce facem noi în seara aceasta, dar și datorită cantității enorme de informație numită de sociologii americani information overflow, am putea traduce această expresie prin prea plin al informației, care induce o stare de neglijență. Acceptăm de multe ori niște narrative, niște povești care nu au niciun temei și nicio documentație. Nu ne mai ostenim să le verificăm sau să ne documentăm, dar dezvoltăm față de ele o atitudine emoțională, o atitudine viscerală și începem să acceptăm sau să respingem anumite pseudovalori în funcție de această dispoziție emoțională, un lucru întru totul păgubos pentru un demers științific consistent și serios. La polul opus se situează această lucrare a lui Mircea Gelu Buta, care stabilește, de fapt, jaloanele unei continuități. Cât de importantă este continuitatea, o știm cu toții, să nu uităm războaiele ideologice și nu numai ideologice, tonele de cerneală care au fost consumate pentru a demonstra sau, dimpotrivă, a demonta continuitatea românilor într-o anumită zonă geografică, de la Roller până în prezent, trecând prin foarte mulți autori. Sigur, continuitatea se dovedește cel mai bine prin fapte și ceea ce face Mircea Gelu Buta este un astfel de fapt. Sigur că nu în mod direct, în mod holistic, adică a întregii noastre continuități, ci a unei continuități tradiționale, a unei continuități de seriozitate, de ținută și de atitudine intelectuală în această zonă. O carte care, cred, așa cum spunea și Menuț mai înainte, i-a convins pe foarte mulți, i-a îndemnat pe foarte mulți să scrie despre această carte și care merită, evident, pe deplin atenția noastră și premiul pe care în seara aceasta îl oferim autorul. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Zorin! Și acum, cu poveștile frumoase legate de Bistrița și de oamenii de seamă, așa câteva cuvinte, domnul Mircea Gelu Buta. Microfonul, Mircea.
microfonul, că nu vă auzim. Mircea, microfonul. Mulțumesc, Menuț, mulțumesc, Zorin. Bună seara tuturor. Vreau să intervin și la regretatul poet Dâncu, care a fost un om autentic și pe care l-am îngrijit în ultima perioadă a vieții sale. Eu fiind medic, îi cam îngrijesc pe toți, că ați vorbit de ardelenisme, de Transilvania, cam pe toți din zona îi îngrijesc și poate odată o să chiar scriu ultimile clipe ale vieții persoanelor publice. Sunt foarte interesante. Și închei cu poetul Dâncu. Să știți că a fost ales pentru a avut premoniția morții. Mereu mi-a spus care această premoniție. Nu era un om foarte religios, dar a avut premoniția morții și lucrul acesta m-a uimit așa. Referitor la răspunsul la laudacium pe care trebuie ca să-l fac, ce aș spune? Nu? Premiile literale fac parte din dinamica vieții literare. Faptul că Societatea Scriitorilor din Bistrița Năsăud acordă premii anuale înseamnă că ea există. Un lucru foarte important. În al doilea rând, nu valoarea pecuniară a premiului este importantă dacă ea există, ci faptul că un juriu, și ne-a fost prezentat, alege dintre atâtea cărți pe acelea care ies în evidență și pe care le consideră cu adevărat valoroase. Orice premiu, să știți că ne bucură, la orice vârstă. Nu trebuie să fim ipocriți. Iar gestul Societății Scriitorilor din Bistrița mi se pare generos și inteligent. Și îmi vin în minte niște cuvinte frumoase pe care le-a rostit cu ani în urmă Eugen Ionescu. În lume, totul ne poate despărți. Atenție! În afară de cultură. Acum, în legătură cu cartea aceasta, m-am aplecat asupra ei, să știți, cu multă dragoste și bună credință. Și la lansare, și bune ați fost, mi-am dorit și îmi doresc în continuare ca să fie citită atât în literă cât și în spirit. Căci chiar dacă trăim în această lume computerizată și am văzut așa cum ne comportăm în fața computerilor, unii liniștiți, unii agitați, unii neștiuitori, unii așa, avem nevoie de emoții, de omenie, de amintirea celor care ne-au precedat. Pentru că, dragii mei, așa cum spune Mihail Congălnicianu, neavând istorie, oricare popor dușman ne-ar putea zice: începutul tău este necunoscut, numele ce porți nu este al tău și nici pământul pe care îl locuiești. De aceea eu acord acestui premiu o semnificație morală și mulțumesc juriului, considerând că a făcut, iată, alegeri corecte. Și închei dorindu-mă să întâmpinați Sfânta Sărbătoare a Nașterii Domnului cu bucurie, cu sănătate și vă doresc tuturor la mulți ani. Mulțumesc pentru această seară care pare foarte plăcută. Mulțumim frumos, domnul doctor. Mergem mai departe tot cu premiul Gavril Scridon pentru critică, istorie literară și eseu, pentru Mircea Daroși și volumul Gavril Istrate, Ardeleanul Moldovenizat, editura Ecou Transilvan, și rugăm pe Icu Crăciun să ne spună câteva cuvinte. Bună seara, vă salut și eu pe toți.
dați-mi voie să fac și eu un laudațiu pentru autor și pentru această carte premiată și vreau să vă încep așa. De regulă mă feresc de superlative, dar când trebuie să scrii despre criticul și istoricul literar Mircea Daroșii, nu cred că voi greși socotindu-l cel mai avizat exeget al vieții și operei filologului, lingvistului și scriitorului Gavril Istrate. Asta fiindcă i-a dedicat până acum 3 cărți. Gavril Istrate, decanul filologilor români, publicat în 2013, Gavril Istrate, evocări, și cea de-a treia, Gavril Istrate, ardeleanul moldovenizat, publicată în 2020, despre care voi vorbi în continuare. În plus, l-a cunoscut personal, au corespondat și în timp au devenit prieteni, deși diferența de vârstă dintre cei doi este destul de mare. Ce trebuie să știm despre Gavril Istrate din această carte și din celelalte? Că s-a născut în 23 februarie 1914 în localitatea Nepos, județul Bistrița-Năsăud. A urmat școala primară în satul natal, liceul la Năsăud și facultatea la Iași, peste tot dovedindu-se un elev și student de excepție, asta și pentru că a avut dascăl bun. La liceul năsăudean i-a avut pe Ioan Păcurariu, Vasile Bichigean, întâiul traducător din greaca veche al Republicii lui Platon, viitorul academician Virgil Șotropa, cu origini măierene, Ioan Șorobetea și alții, iar la universitate pe Garabeti Ibrăileanu, George Călinescu, Octav Botez, Gheorghe Ivănescu și alții. Precizez că i-a cunoscut pe Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu, Lucian Blaga, Tudor Vianu, Ioan Petrovici, Alexandru Grau, Alexandru Dima, Alexandru Rosetti și alții, pe care i-a portretizat în publicistica sa cu mare talent scriitoricesc. În perioada 1949-1979 a fost profesor universitar, doctor docent la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, între 1949-1968, decan al Facultății de Litere, apoi a făcut parte din zeci de comisii pentru licență, a coordonat 33 de lucrări de doctorat, a pregătit 40 de promoții de studenți care au devenit profesori secundari sau universitari, cercetători. Printre alții, i-au avut studenți pe actorul Octavian Cotescu, poetul Aurel Rău, poetul Marin Sorescu, scriitorul Valeriu Stancu, lingvistul George Pruteanu, criticul de artă Dan Hăulică, profesorii universitari Luminița Botoșoneanu, Nea Rusu, Valeriu Stoleriu, Vasile Țâra, Constantin Egoiță, Gheorghe Crețeanu și alții. A primit titlul de cetățean de onoare al localității Târgu Neamț, Năsăud și Nepos. A trecut la cele veșnice în 30 ianuarie 2014, cu o lună mai devreme, înainte de a deveni centenar. Să revenim la volumul Gavril Istrate, ardeleanul moldovenizat, publicat în 2020. Acesta are 4 secțiuni, arc peste timp, filologie și lingvistică, comori ale prieteniei, caligrafii critice. Este completat cu 6 scrisori primite de Mircea Daroșii, de la ilustrul său maestru, câte una de la nepotul lui Gavril Istrate, Alexandru Istrate, de la fostul său student Vasile Țâra, ajuns universitar la Timișoara și de la universitarul Ioan Buzași. Deosebit de utile pentru viitorul monografist al vieții și operei savantului Gavril Istrate sunt listele cu lucrările de filologie și lingvistică, studiile și articolele publicate între anii 1935 și 1996, titlurile cărților recenzate, studiile și articolele publicate în diverse reviste după 1990, titlurile comunicărilor ținute cu diferite ocazii, cele 27 de titluri ale studiilor și articolelor dedicate poetului George Coșbuc, prefețele și introducerile la cărți semnate de alți confrați, emisiunile și interviurile TV realizate cu Gavril Istrate. La anexe sunt reproduse câteva din coperțele cărților semnate de același Gavril Istrate. Secțiunea 1 cuprinde articolele lui Mircea Daroșii despre copilăria și tatăl marelui Neposan,
despre dascăli săi năsăuden, despre evocarea Crăciunului de către acesta, despre universitarul model de la Iași, precum și necrologul din 2014, toate publicate în intervalul 2001-2020 în periodicile Luceafăru, Răsunetul, Studii și Cercetări Etnoculturale și Vatra Veche, ca un călduros omagiu adus ardeleanului moldovenizat. Peste tot, același limbaj limpede, deseori afectiv, din care reiese empatia autorului pentru cel admirat, respectat și omagiat. Secțiunea a doua este dedicată în exclusivitate anilor de formare ai viitorului lingvist, scoțând în evidență preocupările privind vocabularul lui Alexandri Eminescu, Creangă, Sadoveanu, Rebreanu, Coșbuc, Goga și alții, dar și calitățile de portretist ale marilor valori culturale cunoscute, Ibrăileanu, Ion Petrovici, Vianu. Unele articole se referă la activitatea de publicist, la opera de căpătâi a profesorului Gavril Istrate, Limba română literară, ediția 1 în 1970, la prima ediție în portugheză a poeziei eminescene, la Transilvania în opera sadoveniană, la moștenirea istorică și lingvistică a lui Petru Maior, la activitatea de tribun al Astrii. Menționez că Mircea Daroșii le-a tipărit între 1999 și 2020, mai întâi în Luceafăru, Caiete Silvane, Răsunetul, Vatra Veche, Confluențe Literare, Astra Năsăudeană, Cuibul Visurilor. În secțiunea a treia, Mircea Daroșii scrie despre prietenia lui Gavril Istrate cu lingvistul Iorgu Iordan, amintirile despre Lucian Blaga și corespondența cu acesta, despre felul cum i-a cunoscut pe Rebreanu, pe Sadoveanu, despre prietenia cu un alt însemnat lingvist năsăudean, Vasile Scurtu, originar din Parva, despre dragostea sa pentru Basarabia. Aceste articole au fost publicate între 2009 și 2020 în Luceafăru, Confluențe Literare, Vatra Veche, Caiete Silvane, Răsunetul. Secțiunea a patra adună ecourile celorlalte două cărți ale autorului, amintite mai sus, dedicate lui Gavril Istrate. Acestea sunt, de fapt, cronici pertinente, bine aplicate, semnate de Vasile Vidican, Petronela Podovei, un text inedit, Ioan Buza și două texte, Mircea Prahase, iarăși un text inedit, Ioan Sieni, Virginia Brănescu, Ioan Mititean, Menuț Maximinian, tipărite în Răsunetul Cultural, Convorbiri Literare, Vatra Veche, Răsunetul, Steaua, Tribuna, apărute în perioada 2013 și 2015. Cele trei cărți dedicate universitarului Gavril Istrate constituie cel mai frumos omagiu pe care Mircea Daroșii îl aduce acestui om și profesor născut în Ținutul Năsăudului. Dați-mi voie să-l felicit și eu pe Mircea Daroșii și să-i urez sărbători fericite, cum de altfel vă doresc și dumneavoastră. Mulțumim frumos, domnul Icu. Domnul Mircea Daroșii, premiatul. Ne auziți? Să vă porniți microfonul. Domnul Daroșii. Da, nu știu dacă ne aude domnul Daro și văd că îi pe frecvență, dar dacă nu, revenim mai târziu. Să-l sune cineva. Să-l sune unul dintre colegi. Domnul Icu Crăciun, sunați-l dumneavoastră. Nu aveți numărul. Bun. Nu. Dacă nu, vedem noi cum facem. Mergem mai departe atunci la premiul Liviu Rebreanu pentru proză. S-au acordat și aici două premii. Primul dintre aceste premii pentru... Haideți să facem o pauză pentru domnul Icu, că el iar urmează să vorbească și începem cu Ioan Cioba. Premiam un pseudonim, de fapt pe carte nu Ioan Cioba, ci Heidendorf, scrisor din Regatul Puznic, editura Carmides. Noi știm însă cine e autorul, că a lansat cartea la Biblioteca Județeană și l-am văzut pe Heidendorf. Laudațiul va face Ionela Nușfelean.
Vă salut din nou pe toți și mulțumesc pentru această provocare pe care mi-a lansat-o, să zic, organizația acestei societăți, să nu divulg foarte mult. L-am urmărit pe scriitorul Ioan Cioba în ceea ce scrie în ultimii, să zic, 10 ani. Nu am fost la curent la momentul respectiv cu debutul său poetic, dar retroactiv am încercat să descifrez care ar fi fost vâltorile care l-au produs. Că până la urmă cred că este nevoie de un fel de dospire care pe urmă irumpe. Și-a lansat primul volum de versuri la 33 de ani, deci o vârstă hristică, și considerând-o suficient de matură pentru a intra în viața literară, deci în 1999, când și autorul avea 33 de ani, la editura Napoca Star. S-a păstrat această colaborare, că editura e foarte important cum începe un autor. Și în 2001 a lansat un nou volum la aceeași editură, Nopți la Vișoara. Nopțile la Vișoara fiind un fel de prelung epitaf închinat memoriei mamei, scris imediat după ce aceasta a trecut la cele veșnice. În 2003 a apărut o versiune în limba franceză a acestei cărți, Nopți la Vișoara, urmând apoi, să zic, un fel de pauză, adică o distanță destul de mare lăsată între acest volum și următorul, care a fost Ioan din Satul Păgânilor, a apărut la editura Carmides în 2013, volum prefațat de scriitoarea Cleopatra Lorințiu, care a fost și participantă la lansarea volumului la Casa Cărții. Și acest volum beneficiază și de o foarte frumoasă ilustrație a artistului Radu Feldriorian. Vreau să și ilustrez. Am urmărit faptul că aceste poeme, preponderent de dragoste, sunt scrise în spații europene și nu numai, prin Napoli, Budapesta, în Dubai, în Istanbul. Asta a demonstrat nevoia autorului de a călători. Cu toate că primele volume de versuri au fost oarecum despre spațiu natal, a simțit nevoia să iasă în lume. Bineînțeles, cu tot bagajul, cu toată merindia, să zic, de acasă. Este o dovadă în plus că nu se va limita în perspectivă la a rămâne în spațiul local, ci va găsi o nișă prin care va explora și spațiile mai exotice, chiar spații exotice. Astfel s-a născut acest roman care a fost premiat, inspirat cu siguranță din peregrinările lui, europene și nu numai, scrisori din Regatul Pusnic. Îl semnează într-adevăr Heidendorf, care are tot legătură cu baștina autorului, Haydn însemnând pietros și Dorf însemnând sat, din câte m-am elucidat. Scrisori din Regatul Pusnic este un roman într-un fel paradoxal. E mereu la o
intersecție, să zicem așa, între exotic și docil și între alert și diafan, între lejeritate și complicații. Pentru că este într-adevăr un roman complex, cu foarte multe note de substanță și cu foarte multe capcane. Scriitorul Vasile Filip chiar a publicat recent, în numărul 2-3 al Mișcării Literare, o recenzie intitulându-și prezentarea un roman misterios. Am făcut deja, deși a fost lansat de foarte puțin timp acest roman, câteva experimente în cercul meu literar de la Palatul Copiilor, să văd ce priză are la tinerii care scriu, în special proză. Și solicitând autorului prin Olimp Iunușfelian un autograf pentru un tânăr promițător al urbei noastre, Robert Sass, și primind romanul și distribuindu-l printr-o altă tânără prozatoare, această tânără prozatoare, Oana Moldovan, a simțit nevoia acută să-l aibă și ea, i s-a oferit și ei cu autograf, fapt care mie mi-a demonstrat că este de disponibilitate autorul deosebită, nu este prima dovadă acestui altruism al autorului. Și la concursul inițiat de Palatul Copiilor Scrisori de Mai, la fiecare ediție ne-a pus la dispoziție cu generozitate foarte multe exemplare, din, în special din Ioan din Satul Păgânilor. Revenind puțin la romanul premiat, vreau să mai adaug faptul că am constatat pe tot parcursul lecturii, lectură făcută într-adevăr cu creionul în mână, și am constatat o limpezime. Deci mie mi se pare că autorul știe ce vrea să surprindă, îi este ideea foarte bine conturată, nu are dubii, e hotărât. Și prin ceea ce el promovează, a dat dovadă de un fel de diplomație literară, dacă putem să o numim așa. Pe lângă această fațetă a prozei lui, aș adăuga și faptul că a venit mereu cu câte o picanterie, să zic, cu un detaliu despre viața și despre situațiile contextuale în care se derulează acțiunea. Nu o să intru în prezentarea, nu o să fac rezumatul, că mi s-au dat câteva minute pentru a-l prezenta integral pe autor, dar vreau doar să menționez că acest roman conține o poveste de dragoste cu foarte multe piedici undeva între două lumi, să zicem așa, la o întâlnire dintre un american cu rădăcini europene și o asiatică. Este într-adevăr o întâlnire care zdruncină toată intriga, să zic, începe de la o explozie care se întâmplă în zona demilitarizată dintre cele două Corei. Bineînțeles că nu trebuie uitat stilul epistolar care îl mai care înfățișează, să zic, autorului și la Calil. Deci, în scrisorile din Regatul Pusnic se dovedește din plin înclinația lui Ioan Cioba pentru poezie. De curând, pe lângă acest roman lansat, a fost prezentat și cel mai recent volum de versuri al lui, 7 trepte în Steininger. După cum am aflat căutând,
Acest nume este de fapt un nume de stradă din Vișoara, din locul scriitorului. Bineînțeles, șapte trepte care pot să fie atât coborătoare cât și în ascensiune. Volumul vine în prelungirea scris așa ca un răsuflu, ca o expirație, de fapt, a tulburării pricinuită de moartea tatălui autorului. Și mă gândesc că aceste trepte pot să fie și înspre pământ, așa răscolind pământul, dar în același timp și niște trepte de urcare spre cer. Eu sunt încântată că Societatea Scriitorilor Bistrițeni s-a hotărât să îi susțină debutul ca și prozator al lui Ioan Cioba și mi se pare că este de bun augur, chiar foarte de bun augur, în virtutea acestei globalizări, să importe Ioan Cioba fărâme din Grădina Maicii Domnului și în lume, pe diverse zone ale acestei lumi. Vreau doar să menționez faptul că acest volum scrisor din Regatul Pusnic beneficiază de asemenea de o copertă concepută de același prieten artist al autorului și anume Radu Feldiorian. Și țin să mai menționez faptul că deja cartea, după cum se știe și din prezentările de la lansare, beneficiază atât de variante în limba engleză, în limba germană, în hindi, de asemenea având și formatul audiobook, deci cărți audio, mi se pare că s-au deschis ușile. Probabil nu întâmplător sau au convers, să zic, lucrurile faste pentru a fi promovată această carte. Exemplul domnului Ioan Cioba cred că ar trebui să ne stârnească, să stârnească o încercare de a răzbi mai convingătoare și din partea altora. Consider că, într-adevăr, Ioan Cioba, prin ceea ce a întreprins, a dovedit o diplomație și literară și un raționament foarte bine dus înspre o direcție ascensională. Îl felicit din tot sufletul și sper să ne bucurăm în curând, că am înțeles că deja se lucrează sau s-a lucrat, probabil o să ne dea dezu detalii, și la continuarea acestor scrisori din Regatul Pusnic. Vă mulțumesc tuturor și să sperăm că vor fi sărbători cu pace și, bineînțeles, inspirate. Mulțumim, Ionela. Ioan Cioba, Heidendorf, să vedem ce ne spune. De ce, și de ce, uite, de ce a ales un pseudonim ca să publice romanul? Sper că ne aude. Microfonul. Microfonul. Așa. Da, Bradu-i frumos. Auzim, da? Da, da. Ne auzim. Da. Repet, vă salut pe toți cu bucurie. Mulțumesc, Ionela Nușfelean, pentru cuvintele pline de generozitate, cu o scurtă trecere în revistă și a cărților de versuri. O să vorbesc în această seară câte ceva doar despre roman. Este cartea care a intrat în atenția juriului Societății Scriitorilor din județul Bistrița-Năsăud. Este într-adevăr debutul meu în proză. Se dovedește că atât în poezie cât și în proză debutez târziu. Dacă în poezie am îndrăznit să public abia la 30 de ani, iată că pentru roman am mai avut nevoie de încă 20. Scrisori din Regatul Pusnic este un proiect, îl numesc deja un proiect, care va cuprinde, așa cum am stabilit deocamdată cu editorul german, 3 volume. Primul a apărut aproape concomitent, așa cum s-a spus mai înainte, în limba română, în limba engleză,
în limba germană și în hindi. Au fost realizate și e-book-uri, cărțile electronice, în toate aceste patru limbi, iar în limbile engleză și germană s-au realizat și cărți audio, audiobook. Probabil cunoașteți cu toții, în special în zona vestică a Europei, în America, aceste cărți sunt extrem de mult utilizate, se ascultă în mașină, se ascultă acasă, înainte de a ne pune la, în pat. Sunt variante realizate în studiouri profesioniste, cu actori profesioniști și sper să producă aceeași plăcere ca și varianta tipărită a cărții. Probabil două, trei lămuriri s-ar impune. Heidendorf este într-adevăr un nume de autor, un pseudonim. El pleacă de la denumirea săsească a viișoarei. În pronunție nu există nicio diferență, Heidendorf. Am ales să public astfel toată partea de proză și să rămân, să semnez cu numele meu doar partea de poezie. Regatul Pustnic este denumirea sub care este cunoscută în presa internațională Coreea de Nord. Acțiunea romanului se întâmplă în cea mai mare parte a ei în Coreea de Nord, în urma unei explozii, așa cum s-a spus, în zona demilitarizată, fâșia care desparte Coreea de Sud de Coreea de Nord, două țări aflate practic încă în război, războiul dintre ele nu s-a încheiat, s-a semnat un armistițiu în 1953 și de atunci s-a creat această zonă care le desparte și care este de fapt cea mai militarizată zonă din lume. Sunt foarte bucuros pentru acest premiu. Romanul a intrat de curând și în atenția jurului Festivalului Național de Proză Saloanele Livreveanu. Nu rămâne decât, așa cum vedeți, din fața bradului, să vă salut pe toți, să vă doresc sărbători în pace și în noul an, iată, atât de aproape, să aveți sănătate multă, inspirație și succes în tot ceea ce vă propuneți. Mulțumesc! Mulțumim frumos și felicitări! Premiul Liviu Rebreanu pentru proză, Vasile V. Filip, Însemnări de-a lungul vremii, jurnal, o parte din jurnal, o să ne spună probabil domnul Filip câte părți o să aibă jurnalul, pentru că știu că am lucrat mulți ani la acest jurnal și încă mai lucrează. Editura Carmides, laudați-o din nou, I cu Crăciun! Acum, da? Da. Pe profesorul Vasile Filip, cred că toți bistrițenii îl cunosc, este cel care a fost profesor de limba română, celebru la Colegiul Național Liviu Rebreanu din Bistrița, dar iată că în anul acesta, la editura Carmides, a publicat un jurnal intitulat Însemnări de-a lungul vremii ale unui dascăl greu de mulțumit, volumul 1, care cuprinde anii 1998-1999, cu o prefață semnată de profesorul universitar Ilie Rad de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, urmând ca 4.700 de pagini pe o perioadă de 23 de ani să fie făcute publice de către urmași după trecerea sa în lumea de dincolo. Așa cum arată și prefațatorul, acest jurnal cu intermitențe, scris sub povara timpului, se poate citi pe trei paliere: cel cotidian, cu viața sa de profesor secundar, ai doma lui Eugen Lovinescu, păstrând totuși proporțiile, cu ore la clasă și meditații particulare, cu tezele și examenele elevilor, cu problemele familiale, plimbările cu bicicleta, vizionarea meciurilor de fotbal, nu pierde nici teleenciclopedia de sâmbătă seara, etc. Nu trec neobservate prăbușirea economiei naționale, șomajul,
salariile mici, grevele, distrugerea sistemului tradițional de valori morale, a respectului pentru școală și altele. Este convins de importanța surprinderii stărilor, întrucât acestea sunt trecătoare. Citez: le prinzi în momentul respectiv sau nu le prinzi deloc, încheia citatul. Însemnările sale doresc să oprească timpul, zice autorul, mai precis de a-l păstra fie și în precipitate deshidratante, păstrate în beciul amintirii pentru iarna bătrâneții, încheia citatul. De aceea pentru el jurnalul nu e faptă, ci contemplare, cuetist. El nu a scris pentru a justifica cum și-a întrebuințat timpul, ci pentru a trăi clipele aflate pe drumul trecerii implacabile de la opri oarecum prin cuvântul scris. Nu se putea să nu consemneze toate sărbătorile de peste an, cu, mai cu seamă că teza lui de doctorat se intitulează Universul colindelor românești în perspectiva unor structuri de mentalitate arhaică, publicată în 1999. Un al doilea palier este cel care se referă la propria personalitate, relația cu părinții, pe care de la un timp nu i-a mai putut ajuta la muncile câmpului, lucru pe care îl regretă enorm. Fire introvertită, irascibilă și complicată, profesorul este un veșnic nemulțumit, trăiește sub obsesia neîmplinirii, născut pentru solitudine, dar când vine vorba de familie, este dispus să se jertfească pentru ea. Nu l-au tentat funcțiile politice, e drept, are vocația anonimatului, cum însuși recunoaște, dar se simte bine când este apreciat sau este solicitat. Va refuza și alte oferte, cum ar fi cele de inspector școlar de specialitate, director la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca, lector titular la Universitatea de Nord din Baia Mare, director de liceu, șef de catedră, etc., retrăgându-se din orice formă de viață obștească, filozofia sa fiind cea învățată de la părinți, pe care dorește să o transmită urmașilor săi. Citez: să se bucure de ceea ce au, în loc să dorească ceea ce nu au. Chiar citatul, propunându-și să fie cinstit cu el însuși și cu copiii săi, dar mai ales de importanța cardinală a vieții, munca perseverentă, nespectaculoasă și culmea nerecunoscută în această lume haotică, unde proliferează doar spinii oportunismului și subiectivitatea. Cel de-al treilea palier este legat de impresiile de natură, despre natură și metamorfozele ei, zice Ilie Radu, dar și visele și peisajele, unde se simte calitatea de prozator al diaristului, ceea ce le conferă un statut literar, o aură artistică, estetică, distinctă. Notele sale intime stârnesc interesul, chiar dacă nu sunt continue. Fiecare anotimp este pentru el un adevărat miracol. Citez: nu văd pe cine și de ce l-ar interesa clipa doar de mine trăită. Încheia citatul, scrie diaristul cu modestie, care nu odată trăiește sentimentul inutilității ca un mizantrop claustrat în marasmul cotidian, contemplând la fragilitatea vieții. În esență, cele trei paliere se pot reduce la familie, școală și cultură, cu specificarea că singurul mediu sufocant, ostil, este corpul profesoral, unde se simte marginalizat, dar este încăpăținat când are dreptate, în plus este scrupulos și își face cu plăcere și pasiune orele, elevii fiindu-i suportul moral permanent. Are dificultăți de adaptare la lumea exterioară, este timid, reflexiv, cu porniri retractile și nu întotdeauna are poftă de viață. Salvarea este scrisul și cetitul cu care se hrănește în fiecare zi. Chestiunea care se pune este însă este dacă jurnalul, acest frate confesor, îl plasează pe Vasile Filip într-o lumină favorabilă, convenabilă. Răspunsul este și da și nu. Da, fiindcă este mai indulgent cu alții decât cu el însuși, și nu, ar zice un eventual cârcotaș, deoarece este autentic, sincer și nu odată dă note slabe amicilor, rudelor, dușmanilor, mai mult sau mai puțin limitați, ființe orgolioase, subiective, dar extrem de precare și direct sau indirect sieși. Tot timpul trăiește cu teama de a nu rugini, de a nu se provincializa
se informează de cele mai noi apariții editoriale, încearcă să și le procure sau să le împrumute, purtând cu sine conștiința valorii. La urma urmei este și el un intelectual cu virtuți și vicii, un unicat care își găsește refugiu scriindu-l, autoanalizându-se ca să se bucure de plăcerea intimității, trăgând cu ochiul la un posibil cititor, dovadă că a avut curajul să-l publice în timpul vieții, eludând prin omisiune evenimente sau stări care l-ar dezavantaja, încercând probabil să îmblânzească cumva posteritatea. Pentru el, exigentul profesor își recuperează tonusul moral, își exorcizează eventuale traume, s-a stisit de obtuzitatea oportuniștilor înzestrați cu orgolii nemăsurate și nejustificate, se eliberează de cotidianul zgrunțuros, îmbină extrovertitul cu introvertitul, factualul cu psihologicul. Adevărul este că acest jurnal, chiar dacă este pesărite, ca să folosesc o sintagmă a Magdei Cărneci cu jurnalul său spiritual din Convorbiri Literare, este și un exercițiu de introspecție, dar și o spovedanie în care merită să ai încredere, indiferent că adevărurile sale sunt subiective ori parțial subiective. În același timp, poate fi socotit și o oglindă necesară cunoașterii de sine. În spatele ei, citez, stau întâmplări mărunte, stări de spirit, sentimente prin definiție labile, evanescente, chiar citatul. O autopsihoterapie, formându-i o disciplină periodică necesară celui ce și-l scrie. În fața foii albe își regăsește ritmul interior, își permite să apeleze la memoria afectivă, la copilărie, Madlena sa spirituală, scoțând la iveală un Vasile Filip ultrasensibil, a plecat uneori la reverie, visare și armonie, refuză să accepte lumea urâtă, ce simte nevoia să fie menajat, lucru care nu se prea întâmplă. Mai mereu este presat de timp, absorbit de treburile casnice, este grijuliu față de copiii săi și simte că ritmul diurn plânghite, trăind cu mare febrilitate evenimentele imediate, tânjind după tihnă și liniște în căutarea autenticului, a sincerității până și în relațiile cu semenii. Sunt convins că profesorul Filip le-a recomandat elevilor săi să aibă un jurnal intim, explicându-le că prin el se cultivă responsabilitatea, se ajunge la conștiință de sine mai rapidă, că pot cerceta lumea din jur cu totul alți ochi, că îi ajută să-și limpezească gândurile și să-și cristalizeze ideile, că vor evolua la un tricot profunzimea gândirii suplinită de o cultură mai bogată, că firescul poate deveni eveniment ce angrenează atât spiritul cât și sufletul, pe scurt că îi formează ca viitoare ființe umane rafinate, învingătoare. Țin să menționez că imaginile fotografice din partea aferentă însemnărilor așezate la finalul acestei cărți vor impresiona cititorul dornic de aduceri aminte din viața cărturarului Vasile Filip. Te felicit, dragă Vasile, și îți urez și ție sărbători frumoase. Mulțumim, domnule Icu. Chiar de v-am dat de lucru zilele astea. Uite, dau o cronici, deja aveți, le așteptăm. Da. Chiar ați lucrat. Domnul Vasile Filip, domnul profesor. Bună seara din nou tuturor. Am intrat mai târziu în legătură cu dumneavoastră pentru că nu strălucesc câtuși de puțin în general, dar mai ales la partea tehnică a lucrurilor. Îi mulțumesc lui Icu Crăciun pentru cuvintele generoase publicate de alminteri în marea lor parte și mulțumesc jurului că a avut curajul, aș zice eu, să asimileze aceste însemnări prozei și chiar să mă premieze pentru proză, ceea ce sunt convins încă a fi devenit prozator autentic. E un jurnal. Jurnalul e proză, ca formă. Nu știu dacă toată lumea recunoaște faptul că e o marcă a sensibilității de tip modern. Acum, ce am vrut eu cu acest jurnal,
rezultă, zic eu, din fragmentul pe care l-am ales pe coperta 4 din Andrei Pleșu, Jurnalul de la Tescani, unde e vorba de exprimarea de tip fragmentar, că fragmentul ar fi menit să deconstruiască, că există un fel de supremație a cărții, a cărții de autor, că această carte îl inhibă pe însuși autorul și sfârșește prin a inhiba pe cititori. Există un prestigiu înghețat, academic, muzeal al cărții. Ori eu am suferit și eu de acest sentiment. Ca om al culturii tradiționale, format în spiritul culturii tradiționale, preocupat ulterior, specializat pe acest domeniu, am simțit această apăsare a prestigiului înghețat al cărții. Am lucrat la o carte aproape două decenii, e vorba de Universul Colindei. Am crezut chiar că nu voi mai scrie o altă carte. Apropo de cultura tradițională, acolo cuvântul carte apare cu majuscul și de obicei e asociat unui om. Un om poate produce o singură carte sau cartea este aceea care îl modelează și îl formează pe un om. Cumva în felul acesta am simțit și eu, cartea, chiar cea la care lucram, cu atât mai mult cu cât era vorba de o carte științifică, să-i zicem așa. Chiar dacă etnologia nu are rigoarea științelor pozitive, cum bine se știe. Dar ce am vrut cu jurnalul? Ziceam să contracarez acest sentiment. Să mut accentele de pe acest prestigiu înghețat și care nu pare a fi menit unei comunicări calde, autentice, pe întrebarea vie din care s-a născut această carte. Chiar pe zbuciumul zilnic din care o carte se naște, pentru că altminteri, cum unii prieteni mai spontan m-au și întrebat, la urma urmei, crezi că toate acele întâmplări banale, anodine, ale vieții merită consemnate? Au ele oare un statut de model pentru cineva? Le va căuta cineva? Le va citi într-un anumit fel încât să-și le asume și eventual să stăruiască asupra lor? Nu. Nu, mai ales că atunci când am scris aceste întâmplări, jurnalul este unul evenimențial, nici măcar nu un jurnal de lectură sau un jurnal de idei, să zicem. E un jurnal al trăirilor zilnice. Și ziceam, nu am vrut să promovez la prestigiul unui model aceste întâmplări, ci am vrut doar să existe un fel de cronică a întrebării, a zbaterilor, a greutăților, îndoielilor prin care treci ca să ajungi să cristalizezi ceva.
paradoxul modernității de această dată este să constați că mai degrabă interesează această magmă mai mult sau mai puțin fierbinte din care se naște ceva decât chiar ceea ce se naște. E un paradox, ziceam, și de ce să fiu să nu fiu sincer și să spun că mă bucură faptul că există interes pentru această carte, un interes pe care eu nu am mizat, că ea a fost citită, s-a scris despre ea, că a fost înțeleasă, căutată și probabil că în felul acesta se completează și în ceea ce mă privește latura de care vorbeam la început, aceea de om al culturii tradiționale, cu aceea de om al contemporaneității și al culturii moderne din care face parte și jurnalul. Mulțumesc încă o dată pentru faptul că l-ați luat în calcul, că l-ați premiat pentru întâmplarea din această seară, când iarăși am debutat încercând să intru în comunicare directă pe această cale și am făcut-o cu oarecare șovăiel. Pentru toate acestea mă bucur și vă mulțumesc și vă spun tuturor sărbători fericite. Mulțumim frumos, domnul Filip. Să dea Domnul ca anul viitor gala să fie așa, față în față, și să ne bucurăm cu toții, nu așa, prin intermediul sticlei. Dar oricum este o seară foarte frumoasă. Revenim la domnul Daru și am văzut că a intrat acum și video, sper că și audio, dacă ne aude. Da, da, vă aud. Domnul Gabriel Scridon, vă ascultăm. Dumneavoastră mă auziți? Vă auzim. Da, îmi cer scuze în primul rând pentru că nu am reușit să intru de la început, pentru că tehnologia aceasta de comunicare mai nouă îmi este mai străină și ce să fac? Așa. Vreau că nu mai sunteți domnul director la clasă. Era... Da, la clasă era cu totul altceva. Țin să mulțumesc juriului pentru premiul acordat, să mulțumesc și domnului Icu Crăciun pentru superba prezentare a cărții, pentru laudațiu pe care mi l-a făcut, și mă bucur că dumnealui s-a angajat să facă o asemenea prezentare care pur și simplu m-a încântat, mi-a venit la suflet și este o mare bucurie pentru mine. Eu consider că acest premiu pe care jurul mi l-a acordat nu este altceva decât un omagiu adus ilustrului profesor universitar Gavril Istrate, căruia i-am dedicat, așa cum unii dintre dumneavoastră știți și cum s-a prezentat și Icu Crăciun, trei cărți. Prima carte, Gavril Istrate, decanul filologilor români, a doua, Evocări, și cea de-a treia, Ardeleanul moldovenizat. Gavril Istrate, Ardeleanul moldovenizat. De fiecare dată când am scris despre Gavril Istrate, am avut emoții, pentru că nu știam dacă cuvintele mele sunt potrivite, nu sunt prea sărace pentru a prezenta o asemenea personalitate. Și într-adevăr, Gavril Istrate a fost o personalitate a culturii noastre, și a devenit omul care a pus în valoare tot ceea ce a fost pe linie filologică și lingvistică. Că am reușit mai mult sau mai puțin să fac un lucru binevenit,
vreau să vă prezint o scrisoare, un fragment dintr-o scrisoare pe care mi-a trimis-o decanul Facultății de Filologie din Iași, care spune în felul următor: am primit astăzi frumosul volum dedicat de dumneavoastră domnului profesor Gavril Istrate. Felicitări pentru această excelentă inițiativă și multe mulțumiri din partea facultății noastre, atât pentru carte, cât și pentru faptul că v-ați gândit la una dintre personalitățile fundamentale ale instituției noastre. Și noi l-am sărbătorit pe domnul profesor Gavril Istrate, dar dumneavoastră ați depășit cu totul, sunteți de departe omul care a realizat ceva pentru marele nostru profesor Gavril Istrate. Am ținut să vă spun acest lucru, să citez din această scrisoare, pentru că ori de câte ori am așternut pe hârtie câte ceva despre Gavril Istrate, așa am avut un fel de imbold în munca mea de scriitor, și lucrul acesta, vă spun sincer, m-a satisfăcut foarte mult și am avut așa o mare bucurie, pentru că Gavril Istrate pentru noi, neposenii, și nu numai pentru noi, și în primul rând pentru personalul de la Facultatea de Litere din cadrul universității, a fost ceva deosebit. Pentru noi, neposenii, este o mare bucurie, spun încă o dată, că ori de câte ori venea la Nepos, venea cu un braț de cărți și, în primul rând, mă căuta pe mine. Spunea și Icu Crăciun că diferența de vârstă, sigur, n-a fost o piedică între mine și domnia sa, ca să devenim atât de apropiați, dar, sigur, de fiecare dată găseam ceva deosebit să discutăm, și cum se întâmpla de multe ori, eu nu prea aveam cuvântul, pentru că dumnealui avea un debit verbal nemaipomenit și un volum de cunoștințe pe care uimea pe orice auditor. Eu am scris cu drag aceste cărți despre Gavril Istrate pentru că merita să fie cunoscut și în județul nostru. Sincer vă spun, din câte am aflat, Gavril Istrate în Bistrița Năsăud, în județul nostru, nu a fost popularizat. Și dacă am făcut acest lucru, să-l popularizez prin toate mijloacele pe care le-am avut, n-am făcut altceva decât să-i aduc un omagiu, că acest om a meritat atât de mult pentru cultura noastră și este un dar al culturii noastre. S-a dus la vârsta aproape 100 de ani și a fost considerat unul dintre cei mai longevivi dascăli, filologi și lingviști, și este omul care a dat culturii noastre studii și a realizat studii minunate legate de filologie și de lingvistică. A studiat, a făcut foarte multe călătorii prin județ, dar nu numai prin județul Bistrița, ci și în Moldova, și oamenii de acolo îl știau ca un ardelean, dar un ardelean moldovenizat. Eu mă bucur că mi s-a acordat acest premiu, pentru că este binevenit și, încă o dată spun, este un omagiu adus marelui profesor Gavril Istrate. Nu are rost să vă mai prezint alte aspecte pe care
Icu Crăciun le-a prezentat, pentru că a fost atât de detaliată laudatio, încât mie nu mai rămâne să spun prea multe și încă o dată îi mulțumesc pentru ceea ce a făcut. Sunt bucuros în același timp, pentru că școala din Nepos poartă numele Gavril Istrate. Eu vă mulțumesc încă o dată tuturor, vă mulțumesc pentru că ați avut și răbdare cu mine pentru neștiința de a comunica pe baza acestor tehnologii și vă doresc și eu sărbători fericite, multă sănătate și un an cu bucurii. Mulțumim frumos! A lăsat pe toată lumea să vorbească ca într-o șezătoare, că uite, deja au trecut 2 ore de când toți suntem în șezătoare. Vă propun să mergem mai departe cu premiul pentru publicistică. Olimpiu Nușfelean va primi acest premiu la 20 de ani de la apariția revistei Mișcarea Literară. Laudatio, criticul Vasile Vidican. Da, era să încep să vorbesc și eu cu microfonul oprit. Bună seara, în primul rând. Nu o să fie musai un laudatio, nici nu o să mă întind foarte mult, deja e târziu. Unii am început să căscăm. Înainte de toate, a spune că în astfel de momente eu aproape de fiecare dată mă gândesc cu regret la Andrei Moldovan. Și mă gândeam, în timp ce vă ascultam pe dumneavoastră, acum să te fi ținut, ce sublimă incursiune în trecut ar fi făcut Andrei Moldovan acum, începând de la 1924, 1925 și de-abia după aceea în 2002. Deschid o paranteză, aș vrea să profit de momentul acesta pentru a-l felicita pe Menuț pentru premiul primit înainte de evenimentul acesta, lansând în mod public, până acum l-am întrebat personal, întrebarea, nu neapărat retorică, Dumnezeule, când ai atâta timp și când le faci pe toate? Da. Acum, în ceea ce privește revista Mișcare Literară, eu aș zice că în ceea ce privește viața culturală și cumva organizatorii culturale din orașul Bistrița, există o mână de oameni care depun foarte mult efort. Pe lângă Menuț l-aș numi aici pe Gavril Țărmure, de exemplu, alături de Dan Coman și Marin Mălaicu Hondrari. L-aș numi pe Ioan Pintea la Biblioteca Județeană și nu în ultimul rând l-aș numi și pe Olimpiu Nușfelean. Nu e ușor lucru să ții o revistă literară, nu e ușor lucru să o menții, să o păstrezi la fel de serioasă, la fel de diversificată, să nu uităm că există, eu i-aș spune mai degrabă o revistă culturală, nu doar o revistă literară, există cronică de film, ilustrațiile sunt foarte frumoase. E muncă foarte multă, foarte multă și cumva este... nu știu dacă sunt eu cel mai indicat să vorbească și aici îmi fac așa un fel de mea culpa despre Mișcare Literară. La un moment dat mi-am rărit contribuțiile să fiu politicos cu mine însumi. Promit ca începând de anul viitor să încerc să scriu și eu mai mult la revistă. Aș menționa și faptul că o astfel de revistă literară este foarte importantă, te pune efectiv pe harta literaturii, pe harta culturală a Transilvaniei, că tot s-a vorbit de Transilvania și a României. Felicitări și mulțumiri domnului Olimpiu Nușfelean și tot așa ca o paranteză, cu discreție. Nu știu de ce, am senzația că poate ar trebui să-i mulțumim și Ionelei Nușfelean pentru munca la revistă și, desigur, întregului colectiv, tuturor colaboratorilor de-a lungul timpului.
eram la lucram la o școală, la o altă școală privată din Cluj la un moment dat și aveam pe birou, printre altele, și revista Mișcarea Literară. Unul dintre colegi, altfel foarte citit, m-a întrebat ce este cu revista, i-am explicat foarte pe scurt, nu aveam timp. Din momentul acela, de fiecare dată, omul își descarcă numărul din online și îl citește și mă mai și întreabă din când în când cine e autorul respectiv, cine este scriitorul respectiv. Încă o dată felicitări, domnule Nușfelean, și tuturor celor care scriu la revistă. Și vă doresc tuturor sărbători cu liniște, cu pace și, dacă se poate, alături de cei dragi. Mulțumesc! Mulțumim, Vasile, și într-adevăr, revista Mișcarea Literară este o revistă serioasă și este o revistă profesionistă, deși pornește de aici, se spune, din provincie, dar iată, și-a câștigat un loc deosebit pentru că a primit premiul revistelor de către juriul prezidat de președintele Nicolae Manulescu. Deci este o revistă foarte serioasă și duce cu cinste mai departe ideile pornite de Liviu Rebreanu, inițiatorul primei serii. Domnul Olimpiu Nușfelean, mulți ani pentru Mișcarea Literară și vă ascultăm! Mulțumesc pentru mulțumiri și domnului Vitican și lui Menuț și altora care ne-au felicitat la aceste momente, să zic că poate sunt un moment, poate mai multe. Acum nu știu cât timp am de vorbit. Eu de obicei încerc sau vorbesc destul de puțin, dar s-a întâmplat uneori ca luând undeva cuvântul să fiu tras de mânecă că mă lungesc. Vreau să fac mai întâi câteva precizări, să zic așa, oarecum tehnice. Domnul profesor Mircea Mutu amintea la un moment dat de volumul Amalgam de care s-a ocupat. Nu l-am pomenit în intervenția mea pentru că nu vreau să mă lungez oarecum. Vasile Dâncu spunea că volumul despre care vorbeam, al domnului Mutu, a apărut la editura Școala Ardeleană. Sunt lucruri care uneori poate chiar îmi scapă sau nu știu mai ce, nu le-am spus. Ce vreau să spun? Școala Ardeleană este printre puținele, aproape poate singura editură din țară care are un program, care lucrează cu un anumit program, care are un cel anume, și ăsta este un lucru foarte important. Desigur că ne ajută foarte mult și pe scriitorii bistrițeni, așa cum, fiind pomenit Gabriel Țelmure, să spunem și editura Carmideț este alături de noi și publică pe o serie dintre scriitorii de aici. Apoi să amintim de sprijinul pe care îl oferă Consiliul Județean. Multe din cărțile bistrițenilor sunt publicate cu sprijin de la Consiliul Județean prin Biblioteca Județeană, unde este poetul Ioan Pintea director, sau eventual cu sprijin de la primărie. Bun. Și revista Mișcarea Literară a apărut tot datorită unui asemenea sprijin, în special Consiliul Județean, dar a fost și primăria, pe la începutul, prin primii ani de apariție, a fost Camera de Cultură a Sindicatelor, unde s-a născut ideea revistei, a fost Societatea Aleteia și unii, știu eu, finanțatorii așa privați, foarte puțini, foarte slabi, dar la un moment dat a fost, sau chiar cu banii de buzunar. Revista a apărut în 2002, așa ca o idee. Viața literară înseamnă cărți. În primul rând sunt cărți, scrise desigur, de scriitori. Dar viața literară înseamnă și reviste. La Bistrița au apărut câteva publicații, dar au apărut așa pasager câțiva ani, cel mult câțiva ani, și chiar reviste bune, să ne amintim de Minerva, Pasaj la un moment dat.
Nu le pomenesc acum pe toate. Însă ne-am zis la un moment dat, haideți să facem ceva, să facem o publicație care cât de cât să reziste. Mă miră, deja mă miră că 20 de ani, 20 de ani parcă o clipită pentru ceea ce a trecut sau când ne întoarcem spre trecut. E mult, dar e și puțin. A trecut foarte repede. A trecut foarte repede cu toate aspirațiile sau dificultățile cu care ne-am confruntat. A apărut ideea la o mână de oameni, între care am fost semnatul Ioan Pintea, Virgil Rațiu, regretatul Ion Moise, la care apoi la un moment dat s-a asociat și Andrei Moldovan. Și, desigur, grupul acesta a rezistat, a funcționat ca un fel de redacție, mai mult sau mai puțin coerentă, dar a fost sprijinit și de colaboratori de scriitori și de o mână de scriitori bistrițeni care au fost de-a lungul anilor alături de revistă. Să-i pomenim aici pe Menuț Maximilian, Mircea Gelu Buta, Ion Radu Zăgreanu, Icu Crăciun, Iacob Naroș, Aurel Podaru și o serie, sunt mulți, nu pot să-i spun pe toți, dar asta a fost pozitivă. A fost și este Marcel Lupșe, care a venit cu conceperea copertei, Vasile Vidican, iar de la un moment dat poate promite acum că va fi în continuare, va reveni la revistă, îl aștept, pentru că știu eu, problema unei reviste nu e doar de a publica creație de ficțiune, de beletristică, poezie, proză, teatru sau nu știu ce, ea ține și de un nucleu critic sau o atitudine critică față de literatură și o muncă de promovare a cărților. Și acest lucru se face scriind recenzii, cronici, eseuri, articole diverse, făcând anchete, luând interviuri, care se reflecte fenomenul ca atare. Aici revista este mereu în căutare de condeie. Sunt la Bistrița, de-a lungul anilor am cunoscut oameni care pot avea, au o cultură literară, care poate fi și o cultură critică și care au condei pentru scris. Uneori ezită din mai multe puncte de vedere. Au fost cazuri când am acordat premiul revistei cuiva, chiar mai multora, pentru activitate critică și după ce a luat premiul n-am mai scris. Nu știu de ce, adică fără nici n-am ținut să întreb, să mă duc. Bine, fiecare om are libertatea. Scrisul este o caracteristică sau nu știu mai ce, o expresie a libertății, a uneia dintre cele mai mari libertăți pe care le putem permite. Bine, de-a lungul anilor revista a intrat în atenție prin dosarele de autor, dacă ne uităm o serie de scriitori clasici sau din viață până pe la 80-iști, au fost în paginile revistei cu articole despre ei, și asta mi se pare un lucru bun, cu interviuri, cu pagini inedite, chiar cu fotografii, cu o mică biobibliografie, toate pentru a le aduce în interesul cititorilor care sunt, care pot fi. Aici e o problemă, pentru că în ultimii ani, nu știu, am și condițiile sunt a venit și pandemia. Noi aveam întâlniri în școli, întâlniri în diverse locuri, să zic mai mult sau mai puțin convenționale, unde prezentam revista și oriunde, sau dacă merge un scriitor se întâlnește cu câțiva cititori, unii dedicați,
receptării literaturii, alții mai puțin. Sunt câțiva oameni care manifestă interes pentru literatură, pentru carte. Dacă îi lași uitați, te uită și ei. E, aici e o temă la care scriitorii trebuie să se gândească mereu. Anul acesta, da, desigur, revista a primit anul trecut un premiu din partea Asociației Revistelor și Editurilor din țara Ariel, un premiu girat de criticul Nicolae Manolescu și, oarecum paradoxal, anul ăsta a fost cel mai greu pentru revistă, pentru, cum să zic, obținerea unor finanțări pentru tipar mai ales, pentru apariția ei, pentru lucru, pentru tehnoredactare, pentru aceasta. Din motive care uneori mi se par aproape, nici nu încerc să le înțeleg. Din motive pur și simplu a mers mai greu, am publicat până acum, am scos două numere, unul singur, unul dublu și pregătim numărul 4 care probabil va reflecta oarecum și acest moment al împlinirii celor 20 de ani de existența revistei. Da, spuneam că ne ajută Consiliul Județean, ne-a ajutat și Ministerul Culturii de câțiva ani și poate vom merge mai departe sau acum e, poate această vârstă ne va face să regândim puțin lucrul, să vedem ce mai putem mișca spre mai bine sau pentru că o revistă e un cum să zic, un fenomen dinamic care trebuie hrănit mereu cu energie, cu idei, cu nu poți să-l lași să plutească așa în derivă. Și trebuie să-ți înnoiești mereu forțele. Acum, o revistă și cum este așa mai de nișă, cum este Mișcarea Literară, care a luat un am îndrăznit oarecum să luăm numele revistei lui Liviu Rebreanu, care ne onorează, dar ne și obligă. Deci, revista funcționează, are, s-a spus aici că e apreciată, are și păcate. Aceste păcate sunt, cum să zic, în fața noastră și cât putem să le mai eliminăm, nu știu cât de mult, nu total, dar având în vedere că și cei care sunt aici la această întâlnire, o întâlnire care e mai grea decât o întâlnire de cenaclu, că trebuie să stai mai mult pe scaun decât la o întâlnire de cenaclu, acolo ne mai mișcăm, ne mai mutăm de pe un scaun pe altul, aici nu pot. Deci revista are șanse să meargă mai departe. Am aici lângă mine ultimul număr recent apărut, îl omagează pe Vasile Alexandri, cu condeie din județ, cu condeie din țară, Clujul, scriitorii din Cluj ne sunt foarte apropiați, un grup de tineri scriitori de la Brașov sunt interesați să scrie la revistă și când spun asta, interesați să scrie, să facă critică literară, să scrie recenzii sau articole sau eseuri. Bine, să mai spun că recent am marcat împlinirea celor 20 de ani printr-un colocviu al revistei și acordarea unor premii. Din păcate, deși cei care ați fost acolo a fost lume, dacă erau alte condiții, probabil aveam mai mult simpatizanți prezenți. Acum 10 ani, când am marcat 10 ani de apariție, manifestarea a fost un pic mai largă, cu un alt film, să zic așa, dar a fost un moment frumos și, ca și altădată, am acordat premii unor colaboratori ai revistei, în ideea că
îi recompensăm într-un fel pentru ceea ce fac pentru reviste, îi recompensăm însă pentru scrisul lor și recompensa cât e, sau cum să zic, valoarea pe care o are mândria noastră de a avea colaboratori. Deci oameni care au scris la revistă din generații diferite, pentru că revista face partizanat pentru o generație sau alta, pentru o estetică sau alta, încearcă să reflecte cât poate, poate nu cu suficientă omogenitate, fenomenul în curs al scrisului de aici, dar și al racordării scrisului de aici cu scrisul din plan național. Să menționez că la premii, deci au fost date premii poetei și prozatoarei Hana Bota, poetei Ileana Urcan, unei tinere care face un masterat la București, Andreea Zavicea, unui vechi colaborator al revistei, poetul și criticul Ion Radu Zăgrean, și parodistul lui Lucian Pestea, ca și unor tineri colaboratori ai revistei, la care acum nu mă mai opresc. Dar vreau să menționez că cu acest prilej a fost prezentată și o carte scrisă de colaboratorul permanent al revistei, Lucian Perța, cu poezia în mișcare. E vorba de o carte în care Lucian Perța adună toate parodiile publicate în, desigur, selectiv, în Mișcarea Literară în acești 20 de ani de apariție, parodii semnate de el, de Lucian Perța. Cu această ocazie, pentru numărul la care lucrăm, avem primit o serie de mesaje, probabil desigur vor mai veni și altele, o serie de mesaje de la scriitori din țară sau din străinătate, și dintre ele vreau să citesc unul. Pot? Mai am timp. Unul de concluzie, așa. Da, chiar de concluzii. O să... sunt rândurile trimise de poeta Ana Brandiana, care ne spune: sărbătoare fericită! Ce poate fi mai frumos decât aniversarea unei reviste literare, decât numărarea unui număr de ani de eforturi comune în care talentul și prietenia, perseverența, solidaritatea și nerenunțarea se împletesc într-o aceeași operă, umplând raftul unei biblioteci și pagina unei istorii. Cei 20 de ani ai mișcării literare cuprind cu siguranță și momente dramatice de oboseală și descurajare, din lipsa banilor sau din lipsa empatiei, dar împlinirea celor patru luștri este sărbătorirea necondiționată a victoriei comune împotriva timpului, care n-a fost lăsat să se piardă în singurătate, care a fost obligat să semnifice împreună. Pentru că mișcarea literară reprezintă mai mult și chiar altceva decât suma operelor lui. Olimpiu Nușelean, Ioan Pintea, Virgil Rațiu, Vasile Vidican, și chiar dacă suma operelor tuturor colaboratorilor, și chiar decât suma operelor tuturor colaboratorilor pe care au reușit să-i strângă în jurul revistei, ea reprezintă o mișcare literară desfășurată în fermecătorul oraș Săsesc și între minunatele coline năsăudene, în care încap împreună și respectul pentru Coșbuc, aplicația pentru Rebreanu, și poezia neomodernistă, și poezia postmodernă, și critica șaizecistă, și critica obzecistă, și tot ce este viu în trecut și poate fi sămânță în viitor.
Această căutare și existență în devălmășie a valorilor, care este definiția unei mișcări literare vii, caracterizează revista Mișcarea Literară, pe care o citesc cu bucurie de 10 ani și sper să o mai fac și în următorul deceniu. Și pentru că orice comunitate, ca să fie vie, trebuie să aibă un suflet, iar pentru mine acesta este sufletul de copil al Ionelei, îmi face plăcere să-i transmit și prin ea, să transmit tuturor la această aniversare desfășurată sub pomul de Crăciun, sărbătoare fericită. Ana Blandiana. Mulțumim, domnul Olimpiu. Și mulțumesc și eu. S-a încheiat bine, pentru că, într-adevăr, întotdeauna alături de dumneavoastră acolo și cred că lucrează foarte mult pentru binele revistei și la corectură este Ionela Nușferean. Concluzia galei și a serii, domnul Vasile George Dâncu, domnul vicepreședinte, să tragem o concluzie. Nu mă așteptam să trag eu concluzia. Păi și gazda noastră și îți mulțumim. Mă bucur foarte mult că după pandemie, după plecarea domnului Andrei Moldovan dintre noi, se continuă activitatea asociației, a societății scriitorilor din Bistrița Năsăud. Trebuie să fim uniți, suntem, dar și mai tare, și să facem totul pentru acest ținut frumos. Eu sunt mândru că vin din zona Năsăudului, cam întâlnirile mele culturale prime au fost la Năsăud și la Bistrița și cu tot ce pot sunt alături de dumneavoastră. Felicitări, Menus, pentru continuitate. E un lucru extraordinar și mă bucur că s-au acordat aceste premii pe meritate și juriu a fost atent cu toate lucrurile. Trebuie spuse probabil și unii care n-au fost premiați, sunt și niște criterii, au fost premiați anii trecuți și lucrurile astea se știu. A fost o festivitate de premiere, o gală frumoasă și Buzduganul care anunță anul viitor să ne întâlnim, probabil să lansăm cărți în continuare, să facem o gală adevărată unde să putem povesti. Când faci o gală normală, nu online, atunci poți și fenta. Aici nu poți, trebuie să stai în fața calculatorului. Acolo pe scenă îi urcă doar unul și în culise tu poți să-ți vezi de treabă. Aici toți suntem într-o încrengătură așa online și mă bucur de acest lucru. Felicitări tuturor și miercuri trebuie să anunț. Vreau să fiu mai scurt decât domnul Nușfelean și doar atât vă anunț că miercuri va fi festivitatea de premiere a cititorilor fidele a editurii Școala Ardeleană. Nu premiem autori, noi îi premiem prin cărțile pe care le publicăm, dar premiem cititorul fidel, cititorul ideal. Și o surpriză va fi când Zorin nu va fi în calitate de Zorin Diaconoscu, nici de jurnalist, nici de scriitor, într-o calitate surpriză va fi și va vorbi despre lectura azi. Vă invităm și atunci pe această cale, pe linia Zoom a Școlii Ardelene. O seară frumoasă! Mulțumim și înainte de a încheia să vă aducem și vestea că urmează, este deja în tipar, se lucrează, va ieși, cred, o carte serioasă
antologia Spiritul Locului, Ținutul Bistrița Năsot prin ochii scriitorilor, și o să vedeți câte lucruri frumoase veți descoperi acolo, scrise și de dumneavoastră, scrise și de înaintașii noștri, și ne bucurăm că alături de noi în proiect, în proiectul pe care Vasile George Dâncu îl va scoate ca așa, ca o carte de sărbătoare, este și doamna Irina Petraș și președintele Academiei Române Ioan Aurel Pop. Este mare lucru pentru noi și să dea bună Dumnezeu ca la anul să putem face proiecte, pentru că încet, încet ne așezăm și cu statutul și cu tot ce înseamnă. A fost greu după plecarea domnului Andrei și să treacă și pandemia și să putem să avem și acele întâlniri în școli, să avem și acele întâlniri cu revistele, cu colegii scriitori. Sărbători cu bucurie, cu pace și ținem aproape. Nu uitați de răsunetul cultural, unde vă așteptăm de fiecare dată în pagini cu drag. Toate cele bune! Mulțumim! Rota fericită! Mulțumim! Îl închid!